Cei care iubesc dulciurile și vinurile de peste Prut au de sâmbătă o locație specială în municipiul Pașcani, de unde le pot cumpăra. Pe strada Moldovei, în locația fostei bănci Bank Post, s-a deschis Dulcinela, o cofetărie cu bunătăți cu specific moldovenesc, a cărei imagine este chiar îndrăgitul artist Ion Paladi. Cântărețul de muzică populară a fost prezent la deschidere, iar 10 de oameni l-au așteptat în fața magazinului. Deschidem în Dulcinela la Pașcani, mulțumim dragi pășcăneni că sunteți alături de noi, sănătate vă dorim și o să încercăm să vă facem ziua un pic mai dulce și viața un pic mai dulce. Hai să deschidem magazinul Dulcinela de la Pașcani. Ion Paladi le-a vorbit pășcănenilor și a precizat că își dorește să facă unirea cu ceva dulce între România și Republica Moldova, prin magazinul deschis la Pașcani, dar și prin celelalte din țară, unele deja deschise, altele care urmează să fie inaugurate. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet că ați venit la deschiderea magazinului nostru Dulciniela, un brand foarte cunoscut în Republica Moldova, care are 30 de magazine în Republica Moldova. Anul trecut am deschis primele 5 în România, 3 la Bacău, 1 la Piatra Neamț și 1 la Târgu Neamț. 2 zile în urmă am deschis la Iași, cer scuze. Dar cum v-ați gândit la Pașcani? Azi deschidem la Pașcani, 7 la Botoșani, pe urmă 23 Suceava, urmează Roma, Bârlad, toată Moldova, așa. Facem unirea prin dulciurile. Pășcănenii s-au îmbuzit pentru a cumpăra prăjiturile recomandate de Ion Paladi. În cofetărie sunt și vinuri moldovenești, miere sau bomboane Bucuria, dar și dulciuri rovegane. Vor găsi, în primul rând, noi avem o serie de autor, torturi de autor, ce sunt rețete gândite de cofetarele noștri. Avem torturi, avem biscuiți, avem prăjituri, avem bomboane, avem vinurile noastre din Republica Moldova, cele mai cunoscute branduri de vinuri, avem torturi și prăjituri de post, avem frigiderul cu vegane pentru cei care sunt vegani și rovegani, avem fără zahăr pentru cei care, de mă rog, suferă de... Și, eu știu, avem mere, la fel care din Basarabia. Am încercat să ducem ce avem mai bun în Republica Moldova pentru pășcăneni. Iar Pașcani este un oraș minunat, un oraș frumos, un oraș mare din zona Moldovii, un oraș unde am cântat de fiecare dată pentru un public minunat, atât la petreceri private, cât și la spectacole. Și nu puteam să nu deschidem și la Pașcani un magazin Dulcinela pentru scumpii mei pășcăneni. Lanțul de magazine este fondat de soții Pojoga, Nicolae și Cătălina. Investiția de la Pașcani se ridică la circa 70.000 de euro și câteva locuri de muncă create pentru localnici. Este, cu Doamne ajută, al 7-lea magazin din Moldova, Moldova românească, așa? Că pe lângă aceste 7 avem încă 30 în Republica Moldova, așa, și urmează a fi încă 3, așa? Urmează a fi decembrie. Până la sfârșitul decembrie, da. Urmează Botoșani, urmează Suceava și urmează în Iași, încă un magazin. Este în magazinul cu numărul 7, cifră frumoasă, sperăm să fie cu Doamne ajută. O investiție de-a noastră se cifrează circa la în jur de 70-80 de mii de euro. Da. Numărul de angajați? Numărul de angajați avem, deci, dacă vorbim doar de acest punct, deci sunt două fete care vor lucra ca vânzătoare, dar posibil în dependență, o să vedem în dependență, dinamica vânzărilor poate să fie 4. Pe urmă avem persoane care se ocupă de ordine, curățenie, pe urmă avem manageri regionali care supraveghează, așa. Deci noi, dacă noi la spațiu de producere, la fabrică, am combinat, am adus și lucrători din Republica Moldova pentru a transmite experiență și rețetele. La vânzări sunt doar fete de localnici. Produsele sunt făcute într-un laborator din Târgu Neamț, unde lucrează și angajați cu experiență din Republica Moldova. De unde v-a venit ideea de a deschide la Pașcani? Din planul de deschidere și din strategia de deschidere, care trebuie să acoperim toată Moldova. Așa, și Pașcani este un oraș important în această zonă. Și numai decât că trebuie să fim și aici. Prăjiturile, torturile le faceți aici sau sunt aduse din Republica Moldova? Este laborator aici? Nu, este laborator în România, în Târgu Neamț. Avem un laborator mare de 1000 de metri pătrați, unde tot se produce centralizat, așa, și de acolo se distribuie în fiecare punct. Deci, pentru a putea în acest fel să controlăm procesul și rețetele noastre unicale, dacă putem să le spunem așa.
Că ele despre sunt, rețete sunt un pic. Să ne spuneți un pic despre rețete. Sunt rețete tradiționale? Da, deci noi avem rețetele clasice, cum e Napoleonul Kiev sau așa, avem tradiționale, cum e smântânelul, de exemplu, sau medovicul cu miere. Dar avem și linia de autor, unde sunt rețetele noastre adulcinele. Sunt ceva mai deosebit și cred că mai importante pentru noi, că sunt ale noastre, unde intră în linia de autor, intră Constantin, Ion, Mihai, sunt cu nume, da, Maria Magdalena avem. Și plus linia de portocale. Așa, da, linia verde. E o noutate, cred că și pentru voi. Linia verde, Verde Market, e în congelator. Avem produse vegane și rovegane, care sunt fără zahăr, fără gluten, fără lactoză. În luna decembrie, pe lângă cel din Pașcani, vor fi deschise încă 4 ateliere de cofetărie artizanală în Iași, Botoșani și Suceava.